Judecătoria din Jibou nu va fi desfințată, cel puțin aceasta este intenția autorităților sălășene care s-au pus față în față cu conducerea Tribunalului Sălăș pentru analizarea modului în care sunt arondate primăriile la judecătorii. Prefectul județului Sălaj, Ionel Ciunt, alături de președintele Tribunalului Sălaj, Monica Kende și președintele Consiliului Județean Sălaj, Tiberiu Marc, au participat astăzi la o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor opt unități administrativ-teritoriale, Cehu Silvaniei, Românaș, Mirșid, Sălățig, Almașus, Mihai Almașului, Fildu de Jos, Zimbor și Cuzăplac, care ar urma să fie rearondate prin modificarea circumscripțiilor teritoriale de competență a judecătoriei Jibou și a judecătoriei Zalău. Acest demers are ca și scop echilibrarea volumului de muncă între instanțele aflate în raza de competența Tribunalului Sălaș, reducerea timpului de așteptare a cetățenilor și creșterea calității actului de justiție. De asemenea, măsurarea rearondării va împiedica desfințarea judecătoriei Jibou, instanțe care beneficiază de o infrastructură deosebită din punct de vedere calitativ și are asigurat o schemă de personal suficientă. În acest sens, primarii localităților în cauză urmează să transmită Tribunalului Selaș un acord cu privire la efectuarea rearondării.